Dan Rai s-au simțit și Alex Body și Emma când au format un cuplu. Au călătorit peste tot prin lume și au amintiri de neuitat. Alex dă semne că vrea să se împace, dar frumoasa iubită se ține tare. Mai mult a făcut publică și o declarație de iubire. Acel moment când te desparți de Emma și te muți în Dubai, iar ea spune că să uiți e ușor. Of, încurcate mai sunt căile iubirii, măi Alex. Astăzi de ziua ta să petreci singur în Dubai. Nu mare ne-ar fi mirarea să asistăm și la o împăcare, căci știm doar de câte ori au pornit pe drumuri separate și s-au împăcat. Mama ta află de actualele tale iubite, sau au fost iubite de la noi. Chiar le era dragă, rău. Da? Au cunoscut-o? Da. Chiar m-a întrebat și... Bine, ea știe că nu pot să vorbească mult cu mine pe tema asta sau să-mi dea sfaturi sau așa. Copilul mamei, cum știi tu, mamă? Cum vrei tu? Pentru mine cel mai important lucru în viața asta e să știi că părinții tăi sunt mândri de tine. Că am făcut și anumite lucruri în care i-am supărat, i-am deranjat, i-am stresat, i-am pus pe gânduri, i-am îngrijorat. E ceva normal, pentru că așa e viața. Se pare că Alex Body este o persoană care își trăiește viața la maxim. De ce spun lucrul ăsta? Căci nu este la prima despărțire, dar nici la prima împăcare. Avem așa noi un feeling, da. Așa este, e adevărat. Cine știe? Și cine știe, nu cred că este nici la... Dacă se împacă, nu este nici la ultima împăcare. Acum stau și te întreb, de ce crezi că a trimis, a scris aceste cuvinte? Să fie oare cu o înțepătură către ea? Să vorbim despre o împăcare într-un viitor apropiat? E posibil, nu se știe niciodată, sunt cupluri care se despar, se împacă, dar când se întâmplă asemenea situații negative într-o relație, la un moment dat te desparți de tot. Adică, ok, certuri pot fi într-o relație, dar când deja se ajunge la despărțiri mereu, nu prea e ok. Acolo ceva nu e în regulă. Uh-huh. Și atunci ar trebui să vadă ambii parteneri unde este problema, ca să nu se mai ajungă aici. Dar cred că trebuie lăsată deoparte mândria, așa cred eu, mândria și că, gen, eu am dreptate și tu nu ai. Dar crezi că Alex Body a plecat în Dubai doar ca să uite pe Emma? Noi știm că el este un bărbat foarte curtat. Este, păi e un bărbat frumos, este un bărbat descurcăreț, un bărbat muncitor și da, atunci... Da, dar uite, cu atâtea cuceriri, Emma, să zicem așa, i-a pus capac. A făcut foarte multe sacrificii în momentele în care, mă rog, ei au avut niște probleme, s-au despărțit, dar s-au împăcat după. S-au împăcat după, știi cum e, oricâte femei ți-ar face curte, dacă inima ta aparține unei singure femei, nu prea ai ochi pentru altcineva. Știi, eu mă uit acum foarte mult în trecut. Uite, spre exemplu, la relația pe care a avut-o cu Daria. Cine o mai ține minte pe Daria? Da, bineînțeles. Da. Au fost mult timp împreună. Toată lumea a crezut că o să se termină cu o căsătorie. Uite că s-au despărțit. A trecut ceva timp. Nu s-au văzut mult timp. Și hop, a ajuns la Londra și iar s-au împăcat. Bineînțeles, după iar s-au despărțit. Dar știi cum, niciodată nu spui niciodată. La fel și în relația asta. Însă, dacă au pornit pe drumul acesta cu certuri și cu despărțirea asta, zic că nu prea dau așa șanse mari. Că e clar că acolo se întâmplă ceva. Eu nu pot să treacă de un punct ca să meargă mai departe relația. Și e posibil să fi plecat acolo să uite niște lucruri sau să se simtă bine. Să fie asta relația și tiparul relației a lui Alex Body, altfel nu poate, doar cu despărțiri, împăcări, despărțiri, împăcări. Sau ăsta este tiparul de femeie care îi place? Nu neapărat, dar eu îl văd puțin ca un ghinionist, așa mi se pare mie, chiar dacă este curtat de multe femei, parcă îl văd așa că nu are noroc în dragoste. Pe plan financiar e ok, în afaceri e ok, dar se pare că la dragoste ceva acolo nu e în neregulă. Cu toate că e un bărbat frumos, un bărbat deștept, însă vezi când ai ghinion și nu ai noroc, dar eu cred că el și-a dorit totuși o femeie care să-i dea echilibru și stabilitate, eu asta cred. Și uite că totuși trăim un deja vu. Dacă stăm bine să ne gândim, anul trecut, tot pe vremea aceasta, ei doi s-au despărțit și când credeam că aia chiar a fost... Chiar de Revelion? De Revelion au fost împreună în vacanță și s-au împăcat. Să ne așteptăm oare și de Revelionul acesta la o împăcare? Știți cum e? Eu vorbesc acum cum vorbeau odată bătrânii noștri, că ulciorul nu merge de multe ori la apă. E posibil acum să nu fie. E posibil acum să nu fie acea împăcare sau e posibil să fie. Totul depinde de ei. Ei trebuie să facă ceva, mai ales că clar că se iubește și acolo există sentimente, că altfel nu poți să stai lângă o persoană, să treci peste anumite lucruri. Uite, chiar mă gândeam, eu femeie fiind, mă gândesc că poate chiar i-a făcut ceva Alex Emei, pentru că acum de data asta se pare că este foarte hotărâtă și nu mai vrea să mai audă de el.
Deci înseamnă că ceva s-a întâmplat acolo. Ceva s-a întâmplat. Bine, nu cred că e vorba de înșelat sau de infidelitate sub nicio formă. Nu, cred că nu ajunge la un numitor comun, nu știu. Se întâmplă acolo, ceva este toxic și asta zic că dacă chiar se iubesc cu adevărat și vor să continue relația, ar fi posibil să, ar fi bine să, cum să zic eu, să ajungă la un numitor comun și să vadă unde sunt probleme. Să, trebuie să mai și lași de la tine într-o relație. Da. Trebuie, dar sau, poate cine știe, poate chiar mult. S-a terminat într-adevăr sau între poate ei, da, pentru că știi când se termină, se termină.